da. La militari. Da, unde ești? Da, așa am dat și eu. Hai să mergi, duci la clasă. Vreau să încep a cere scuze atât părinților, de ce nu și copiilor, pentru disconfortul care s-a creat, că practic s-a creat, sunt așa elegant când spun un disconfort. Deci ce s-a întâmplat? La solicitarea părinților, cadrelor didactice și mai și celor interesați în fenomenul ăsta de învățământ, s-a ajuns la concluzia să ceară un punct de vedere la Direcția de Sănătate Publică de către instituția prefectului și implicit Comitetul Județean de Situații de Urgență, să se găsească forma legală de a se putea trece la învățământ online. DSP-ul într-o primă fază, considerând elementele și le spun eu care sunt plauzibile și astea sunt, că trebuie să recunoaștem, situația din teren, copiii foarte mulți bolnavi, presiunea pe care se pune pe Spitalul Județean de Urgență, atât cadrele didactice, cât și o parte din părinți au făcut anumite sesizări, fiele telefonice, anumite rețele de socializare ca să se treacă la învățământul online. S-a luat această hotărâre într-o primă fază de a se trece pentru o perioadă de cel puțin 2 săptămâni în învățământul online. Între timp, pentru că trăim în România, sigur că da, probabil ca Ministerul s-a sesizat că nu s-au respectat anumite unori din dat de către Comitetul Național de Situații de Urgență, unde se spune acolo foarte clar că dacă sunt mai mult de 50% din copii infectați, dacă se fac cereri de către școli și în speță de către Consiliul de Administrație, de către școli, numai atunci se poate trece la învățământ online. Eu am înțeles de ce în România se poate muri fără niciun fel de problemă. Avizul de la DSP împreună cu avizul de la Inspectoratul Școlar nu exista, cel puțin al nostru nu exista, și acest lucru a condus la anularea hotărârii 175 prin hotărârea 176, cu, mă rog, deranjul de rigoare și informarea pe care am făcut-o și cu sprijinul dumneavoastră al mass-mediei, în care am anunțat în cursul zilei de astăzi, cursurile se desfășoară normal în toate unitățile de învățământ din Buzău și din județul, din municipiu și din județul Buzău. Lumea este un pic bulversată, sper să ne revenim. Ce să... Având în vedere numărul cazurilor, am pus că a trecut peste 10, peste 10 la mie. Ar fi și bine într-un fel că, na, îți ocupi mai mult timp de acasă. Și asta e un plus. Dar n-am mai fi frică asta în copii. Ce stau temă? Cam atât. Dacă sunt întrebări, aștept.